Și în deschidere de jurnal avem o informație proaspătă. Consulul Ungariei la București a murit într-un accident în județul Timiș, care a avut loc pe A1, asta după ce un camion plin cu buștene a intrat pe contrasens. Detalii primim de la colegul meu, Valentin Stan, jurnalist Digi24. Vali, ce s-a întâmplat concret? Da, Teo, este o tragedie care a avut loc în urmă cu puțin timp. Din informațiile pe care le avem și vedeți chiar acum imagini filmate la locul accidentului, se pare că un camion plin cu bușteni ar fi intrat pe contrasens, s-ar fi întâmplat acest lucru după ce unul dintre pneuri ar fi explodat, a ajuns camionul pe contrasens și a lovit două alte mașini. Într-una dintre aceste autovehicule se afla consulul Ungariei la București. Este vorba despre un diplomat în vârstă de 60 de ani. Impactul a fost atât de puternic încât diplomatul a fost ucis pe loc. În continuare, traficul este blocat acolo. Fac polițiștii verificări, cu siguranță că s-a luat legătura deja și cu ambasada Ungariei, având în vedere că bărbatul era consulul Ungariei în România, și se așteaptă polițiștii ca traficul în zonă să se reia după aproximativ 2 ore, pentru că a fost parapetele distrus acolo în zonă. Este o persoană ucisă și polițiștii trebuie să strângă probele cu mare atenție.